Ați dorit ca dimineața aceasta Domnul să vă vorbească? Amin. Dragii mei, voi să spune, da, Dumnezeu ești un predicator și faci un comentariu asupra textului biblic sau ne spui o predică. Dar dincolo de acest mesaj, cel care determină fiecare persoană să interiorizeze cuvântul, să-l ia pentru sine și să-și-l aplice în viața asta, este Duhul Sfânt. Așa vorbește Domnul. Luând cuvântul acesta pe care noi îl înțelegem cu mintea și aplicându-l în mod personal fiecare dintre noi. Așa face Duhul Sfânt lucrarea aceasta și dacă cineva chiar dorește să spună în inima ta, așa cum a zis și prorocul, vorbește, Doamne, și rogul tău ascultă. Amin. Săptămâna aceasta am fost preocupat de gândul acesta, ce ar trebui să împărtășesc astăzi. Și m-a prins chiar de duminică seara, cum mi se întâmplă adesea, știind că în față stă o săptămână când umblu cu Domnul și caut voia Lui în studiu, în rugăciune, în pregătire și Duhul Domnului m-a adus gândul la lumină. Lumina pe care Dumnezeu ne-a adus-o prin Hristos și care dorește să fim și noi și să o ducem și altora. M-am uitat în Scriptură și am văzut trei texte legate de lumină. Și două dintre ele cât se poate decriptate și pe care nu le-am înțeles niciodată în mod deplin. Și săptămâna aceasta m-am frământat foarte mult cu cuvântul acesta și am o deplină credințare că este voia Domnului pentru noi astăzi cuvântul acesta. Iată, deși am avut pe inimă să-i luăm pe tineri să cântăm această cântare, nu le-am spus, am scăpat din vedere, dar Duhul Sfânt a avut grijă să ne reamintească că noi suntem chemați să purtăm lumina lui Hristos. Vă invit să citim în dimineața aceasta unul dintre cele, chiar toate cele trei texte, pentru că sunt foarte scurte. Haideți să ne ridicăm și să deschidem pentru început la Luca 11, apoi vom citi de la Luca 8 și în final de la Matei 5. Luca 11, unde cuvântul Domnului vom citi doar 4 versete de la 33 la 36, 1004 pagina Sfânta Scriptură. Luca 11. Nimeni n-a prins o lumină ca să o pună într-un loc ascuns sau sub o baniță, ci o pune în veșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău este plin de întuneric. Ia seama ta, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Așa că dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi un totul plin de lumină, tocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare. Dăm la Luca, pagina puțin mai înapoi, 8, cu, iată, vom citi aici din nou câteva versete, 16 la 18. Nimeni, după ce a prins o lumină, nu acopere cu un far, nici nu o pune sub pat, ci o pune în veșnic pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Luați teama, dar la felul cum ascultați, căci celui ce are, îi se va da. Dar celui ce n-are, îi se va lua și ceea ce îi se pare că are. Și ultimul text, Matei 5, este chiar la începutul predicii de pe munte, după ce Domnul Iisus le vorbește celor ce l-ascultau despre fericii, 14 la 16, spune aceste cuvinte: voi sunteți lumina lumii.
nu poate să rămână ascuns. Și oamenii nu aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor. Ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Haideți să ne rugăm Domnului și cântăm în fratele Lungul Cerului. De ce? Pentru că Dumnezeu a decis să vină cu lumina sa
pe planeta noastră. Și să vină nu într-o lege, nu într-o literă de slobă, ci să vină într-o persoană, în persoana binecuvântată a Fiului Său. Zice, poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină, căci un copil i s-a născut, un fiu i s-a dat. Și prorocia vorbea despre Domnul Iisus Hristos. Și el a spus la un moment dat despre sine, în timp ce stătea de vorbă cu cei care chestionau despre vindecarea orbului din templu de la Ierusalim în Ioan, capitolul 8, a spus despre tine la un moment dat, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și Ioan spune, el este adevărata lumină, care luminează pe orice om venind în lume. Și sigur că Domnul Iisus, după ce s-a înălțat la cer, a lăsat Duhul Său cel Sfânt și în ziua de Rusalei, Duhul Sfânt a adus la viață, a regenerat pe toți aceia care au ascultat la predicarea lui Petru și și-au deschis inima. Și în viața lor, Duhul Sfânt a aprins o lumină, lumina aceasta a lui Dumnezeu, așa încât Domnul Iisus a putut să spună uceniților, voi sunteți lumina lumii. Voi sunteți lumina lumii. Dragii mei, este, vă spuneam, extraordinar de sugestiv această metaforă. Pentru că, vedeți, lumina este creată de Dumnezeu și are funcția de a împrăștia întunericul, de a alunga întunericul. Și scopul ei nu este să facă o acțiune pentru sine. De aceea spune și numitorul comun în toate textele pe care le-am citit, ați observat, este nimeni n-a prins o lumină ca să o pună sub obroc. În fiecare text apare aceste cuvinte, ați observat. Scopul luminii nu este ca să rămână sub obroc. Și oamenii n-a prins lumina ca să ardă sub o baniță. Și scopul luminii este ca să ardă spre folosul altora. Ea poate ardă și sub baniță, foarte bine. Lumina poate lumineze și acolo sub baniță dacă are ceva oxigen. Dar nu pentru asta este ea creată și aprins. Cine aprinde o lumină ca să o pună sub o baniță și să stea ascuns? Cine aprinde o lumină ca să o bagă și bagă sub un pat? E până în noi, mă. Singura rațiune pentru care a prinsă lumina este să fie pusă într-o poziție de eficiență maximă, să împrăștie întunericul, să fie de folos celor care sunt acolo. De aceea vă spun, această metaforă are o forță de sugestie extraordinară. Cine este întors la Dumnezeu și să nu fie ca o lumină pusă în sfeșnic, ci ca o lumină pusă sub baniță? Vedeți? Este fără noimă cu asemenea viață. N-are sens. De aceea cuvintele pe care le-a luat Hristos nu ne dau decât un singur sens. N-avem niciun fel de alegere decât a merge în sensul în care El ți l-a tratat sau a merge deloc. Și dacă există acest pericol, ar trebui să luăm fiecare seama la el. A trebuit să ne cercetăm. Atenție! Există pericolul ca lumina să fie acoperită de o baniță. Să fie acoperită de un obroc. Și lumina să nu strălucească. Doamne, dă-ne putere să vechem și să fim o lumină care să strălucească în jurul ei. Și să lumineze în jurul ei. De aceea, în dimineața aceasta, am intitulat mesajul Fii o lumină pentru Iisus. Fii o lumină pentru Iisus. Despre ce s-a predicat azi la biserică? Despre lumină. Nu. Domnul mi-a spus că să fiu o lumină. Vreau să fiu o lumină pentru Iisus. Aceasta este ceea ce Dumnezeu mi-a spus. Și aceasta este ceea ce vreau eu să trăiesc și să experimentez și să practic. În zilele și în anii care vor veni, Doamne, ajută-ne să fim o lumină pentru Tine. Și spunea Andrada Ducu, o lumină vreau să fiu, o lumină pentru Tine. Ca să luminez cât se poate în jurul meu, dacă se poate întreaga omenire.
această lumină care, iată, ne spune textul nostru, și încă ăsta este primul text scriptat, primul text care este, mult timp a fost neînțeles. Ochiul este lumina trupului. După ce zice că nimeni n-a prins o lumină să pună sub obroc, zice că ochiul este lumina trupului și dacă ochiul este sănătos, tot trupul este plin de lumină. Dacă ochiul este rău, nefuncțional, tot trupul este întuneric. Iar spunea o soră duminica trecută, frate, am o boală degenerativă de ochi. Și încet, încet, simt că întunericul se aștepte peste viața mea. Nu cred că o să mai pot merge mult. Vedeți, când ochiul nu-și mai face funcția lui, ochiul este rău, ochiul este bolnav, atunci întunericul intră în viața omului și lucrurile acestea le cunosc toți oamenii și prin experiență personală spre durerea lor mulți pe pământul acesta. Domnul Iisus ia această imagine, această ilustrație și continuă și spune, versetul 35, ia seama dacă lumina care este în tine să nu fie întuneric. Și uitați-vă la versetul 36. Așa că dacă, din nou ceva foarte simplu și ușor de înțeles, dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină. Întocmai ca atunci când te-ar lumina, o lampă cu lumina e mare. Acest verset ne ajută să înțelegem puțin pe 35, care este, să zicem așa, punctul de inflexiune. Este un cuvânt care multă vreme nu l-am înțeles. Ia seama, dar ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Ce înseamnă asta? Păi ori e lumina în mine, ori e întuneric. În ce termeni? Care este limbajul? Care e limbajul? Ce vrea să spună Domnul Iisus aici? Ia seama, dar ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Vedeți, aici când în 33 zice, nimeni n-a prinde o lumină, se referă la o candelă. Cuvântul grecesc este o candelă. Iar celelalte locuri unde spune de lumină, este pur și simplu lumină, foc. Îi zice, xenon este pentru candelă. În fine, lucrurile astea sunt mai puțin importante. Cert este că acest cuvânt, ia seama, dar ca lumina care este în tine să nu fie întuneric, nu se referă la lumina fizică, ci se referă în sens spiritual și în sens duhovnicesc. Și sigur că Domnul Iisus vorbea cu cei din jurul său și dacă vrem să înțelegem mai bine, trebuie să ne uităm și în context și trebuie să ne uităm și pe privite, pentru că în felul acesta lucrurile se clarifică. Vedeți, ce a făcut Domnul Iisus? Le propovăduia cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune prorocul că este ce? Cuvântul tău este o candelă. Cuvântul este o candelă și o lumină pentru cărarea mea, pentru picioarele mele. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit, când cuvântul lui Dumnezeu este făcut cunoscut, când noi citim cuvântul lui Dumnezeu, această lumină poate să intre în noi sau poate să rămână în afara noastră. Putem să o primim și să o aplicăm sau putem să o lăsăm pentru doar informație sau doar pentru cultura noastră religioasă sau doar pentru a fi aplicată de către alții. Acum, lucrul acesta se întâmplă dacă ochiul nostru este sănătos sau rău. Și nu la ochiul fizic, ci la voința de a lăsa acest cuvânt să intre în noi, respectiv să ne lumineze interiorul și să ne putem vedea inima noastră așa cum este ea, ca și oameni păcătoși în lumea aceasta, oamenii sunt expuși la adevărul lui Dumnezeu, la lumina Cuvântului Sfânt. Și dacă lasă această lumină să intre în ei, și ei văd cum trebuie să trăiască, cum vrea Dumnezeu să fie omul fără să umple de ascultare de el, și își aplică acest cuvânt lor, atunci își dau seama cât de mare diferență este între inima naturală, între omul fără Dumnezeu și cel pe care Dumnezeu îl vrea să fie. Să știți că lucrurile se aplică și la noi. Cât de mult avem nevoie să facem schimbări în acord cu chipul lui Hristos, cu voia lui Dumnezeu. Și ori de câte ori noi lăsăm acest cuvânt să intre în noi. Noi avem un ochi bun și lumina lui Hristos ne inundă. Și lumina voiei lui Dumnezeu ne luminează interiorul. Dumitru Cornilescu, când a făcut traducerea Bibliei,
a făcut și a scris și mai multe cărți, a scris o broșură foarte, foarte interesant făcută, cu așa forță de sugestie, mai ales că și de senatorul a fost un tip foarte exclusiv. Și broșurica aceea, poate că ați văzut-o, se intitula Inima Omului. Dumitru Cornilescu a realizat acea broșurică. Și erau mai multe faze cu care omul, la un moment dat, arăta chipul omului și se desubt o inimă. Și acolo, în interior, inima plină de păcate, dar păcatele erau simbolizate de niște animale. Și era porcul pofta, era țapul mândria, era fulbea viclenia, proasca murdăria, nu știu, și multe animale. Poate vă amintiți de broșura aceea. Și la un moment dat, când inima omului era expusă la cuvântul lui Dumnezeu, și lumina aceea intra, toate animalele ieșeau și fugeau și în inima omului deodată strălucea prezența luminii lui Dumnezeu și a lui Hristos. Și în inima lui venea pace și din fața aceea tristă și stresată, fața lui era luminată și vă recomand să găsiți această broșură. Vedeți, atunci când în viața unui om vine lumina lui Hristos, el zice, Doamne, dar sunt multe păcate aici și el începe să le vadă. Că poate îi spună cineva și poate îi spună păstorul și poate îi spună, dacă omul nu deschide ochii și el nu vrea, în mod sincer, Doamne, vreau să văd care este starea mea, ca lumina să intre în el nu se întâmplă nimic. Însă omul când, în mod sincer, zice, Doamne, vorbește, vreau să mă cercetez de lumina ta, atunci el vede încă multe lucruri. Isaia, cât era el de sfânt și când a stat în lumina lui Dumnezeu, a zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om păcătos. Și atunci el spune, Doamne, trebuie să mă pocăiesc și de asta și de asta. Și trebuie să dau afară și pe asta și pe asta. Vreau să pun viața mea în acord cu tine. Așa se face că ochiul lui sănătos lasă lumina din. Dar dacă ochiul este rău, el spune, bun, e interesant, e frumos. Câte ceas? Mai durează mult? Aolea, mai am somnul, iar ce cu predici? Vai, nu prea te-am mai auzit. Și așa mai departe, spune eu cine trebuie să popească, de fapt, am un vecin, nevastă mea, uite, am un cumnat care zice că merge și, de fapt, nu merge. Și omul acela nu primește, pentru alții e, nu pentru el. Și uitați-vă că, dacă interesant că textul ne ajută, mai departe îi vedem cum Domnul Iisus este invitat în casa unui fariseu. Fariseii care sunt oameni foarte religioși pe din afară. Dar ce s-a întâmplat? Ei nu lăsau lumina să intre în interior. Și când ajunge acolo, în casa lui, el în loc să-i spună, dragă Simon, sau cum îl chema, îți mulțumesc pentru amabilitate, ești un tip generos, apreciez dedicarea ta pentru religie și mai departe. Și face Domnul o chestie pe care poate n-am fi făcut-o niciun. Începe să le spună. Pentru că zice, fariseul se uită și zice, cum, nu mâncați? Mâncați mâine spălate? Mâine spălate înseamnă întinare sufletească, nu doar igienică. Și Domnul Iisus de la momentul ăla, când fariseul punea accent pe o sfințire exterioară, el nu punea accent pe sfințirea inimii. Și ei nu i-au învățat să se uite interior. Zice, vai de voi fariseilor! Vai de voi pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a plinului. Nebunilor, oameni, oare cel ce a făcut partea de afară n-a făcut-o și pe cea din lăuntru? Vai de voi fariseilor! Și începe vaiul și călturarea zic, învățătorile, spunând acestea, ne-au cărășit și pe noi. Și ce faci și de voi învățători ai legii? Pentru că voi ziziți mormintele prorocilor, voi mâncați ca să le văzuri, etc. Uitați-vă peste text. Ce spune el aici? Ochiul vostru este rău, adică voi opriți lumina lui Dumnezeu la o religie exterior. Înțelegeți că ea trebuie să pornească din interior. Că dacă, zice, trupul tău este plin de lumină, fără să aibă o parte întunecată, va fi totul în lumina, adică și viața exterioară va fi trăită în lumina care este, pentru că din inima omului ies toate cele, fie că sunt bune, fie că sunt rele. De aceea, are omul nevoie ca să lase lumina lui Hristos să intre în el. Și în dimineața aceasta, Duhul Sfânt vrea să fie fiecare dintre noi o lumină pentru Hristos, aprinsă în inima noastră mai întâi, nu doar în exteriorul nostru. Fie o lumină pentru Hristos aprinsă în tine. Atunci când aprinde Duhul Sfânt această lumină, de fapt, este lucrarea de regenerare, de naștere din nou, de schimbare a vieții. Și ochiul trebuie să rămână tot timpul deschis.
pentru ca să fiu sensibil la cercetarea Cuvântului Lui Dumnezeu, care are ajustări de făcut în viața mea. De aceea bisericii din Apocalipsa de Laodiceea îi zice, pentru că zici că vezi, de fapt tu ești or, vino să iei doctorie pentru voi ca să vezi, că tu nu vezi ce se întâmplă acolo în interior, tu nu te poți cerceta. 2 Corinteni 13, duminica trecută, examinați-vă pe voi acea smerenie, acea râvnă pentru biserică, acea dedicare pentru adevăr, acea atașament față de bine. Iată cum să vă testați, spune în 2 Corinteni Apostol Pavel. Dragii mei, vedeți, este acest avertisment. Ia seama, da. Și este reia și în Luca 8, în textul următor. Atenție, ia seama, da. Nu veni doar să asculți, ci cercetează-te. Nu cumva. Dar dacă ochiul tău este bun și te aplici cuvântul și de fiecare dată mă cercetez și zic, Doamne, nu cumva sunt eu, ca și ucenicii, când Domnul a zis unul dintre voi mă va vinde. Atunci, ochiul bun permite intrarea luminii și acordul inimii mele cu voia lui Dumnezeu. De aceea, eu mă rog, frați și surori, ca fiecare dintre noi să avem un ochi sănătos, să avem inima deschisă la cercetarea Duhului Sfânt de fiecare dată când cuvântul Său ne vorbește. Iată ce spune Apostolul Pavel Efesenilor în capitolul 5, 8 înainte. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați, deci ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, neprihănire și adevăr. Amin? Doamne, vrem să aducem roadele acestea, să fiu o lumină pentru tine, aprinsă în inima mea. Și trecem acum la textul din Luca 8. Al doilea text, care din nou pare destul de fixat, dar el se luminează în context. Și cele 3 versete încep din nou cu numitorul comun, că nimeni nu aprinde o lumină ca să o pună sub un vas sau sub pat, ci o pune în sfeșnic. Și spune imediat în 17, fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va veni la lumină. Pare mult mai în acord rațional cu ce s-a spus mai înainte, însă de ce spune Domnul aceste cuvinte? Nu va fi nimic acoperit care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va veni la lumină. Haideți să ne gândim puțin de ce oamenii acoperă și tăinuiesc. Pentru că au un buget curat, pentru că fac lucruri admirabile, meritorii. De ce? Ce acoperă și tăinuiesc oamenii? Corupția, păcatul, nelegiuirea. Și spune cuvântul că nu va fi nimic acoperit care nu va fi descoperit. Când va fi descoperită toată nelegiuirea și păcatul lumii? Când va veni judecata de apoi, atunci Dumnezeu va pune peste toți aceia care nu au vrut să vină la Hristos să rizeze păcatele, va pune această acuzație, iată păcatele, iată nelegiuirea. Și de fapt nu cred că se va pune pe ecran toată lista, pentru că va fi un duc de cunoștință, așa încât toți vor ști exact ce au făcut, dacă apa vine. Ați văzut că ceva din veșnicie se întâmplă și experimentează oamenii când sunt clipa morții? Își amintesc filmul, trece imediat, în câteva secunde, cum se întâmplă să le treacă tot filmul vieții prin față? Și să rememoreze. Pentru că e ceva din veșnicie atunci. E un semnal. E bine, zice Domnul că nu va fi nimic acoperit care nu va fi descoperit. Frați și surori, textul acesta continuă, luați seama, dar la felul cum a fost. Și vom reveni un pic la acest aspect care este foarte important. Dar textul acesta ne spune nouă că Dumnezeu ne cheamă să fim o lumină pentru Iisus, ducând lumina Evangheliei. Fiind niște purtători de lumină. Lumina Evangheliei. Și de ce spun asta? Pentru că exact contextul ne spune. În primul rând aș vrea să ne uităm, dacă la subsolul acestui verset 17 vă uitați, găsiți trimiterea de la Matei 10 cu 27. Și acolo, din nou, se spune
acest acoperit și descoperit. Și zice, în contextul în care veți fi prigoniți pentru credința voastră, să nu vă temeți. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit, nimic de nimic care nu va fi cunoscut. Ce vă spun eu la întuneric, voi vă spuneți la lumină ce ați auzit și obținându-se la ureche să propovăduiți public de pe acoperișul caselor. Acum, acest îndemn la mărturie cu toată inima este asociat în final și cu promisiunea sau cu avertismentul. De aceea, oricine nu mă va mărturisi înaintea oamenilor și se va rușina de mine, nici eu nu-l voi mărturisi înaintea Tatălui și mă voi rușina de el și înaintea Sfinților în cer. Iar contextul imediat al versetului pe care l-am citit ne arată pilda asemănătorului. Pilda asemănătorului unde Domnul Iisus spune că a ieșit un semănător să semene sămânța și o parte a căzut lângă drum, a mâncat-o păsările. Și zice, sunt oamenii care aud cuvântul și nu le fac, nu interesează. Ia Satana cuvântul, sămânța din inima lor. Altă parte a căzut pe un pământ care era cu o piatră de desubt, avea o stâng. A răsărit, dar imediat, după ceva vreme, câteva zile, s-a pălit din cauza soarelui. N-avea rădăcină, n-avea umiditate. Și zice, sunt cei care primesc cuvântul cu bucurie, dar îl abandonează la prima încercare. La prima prigoană. Și sunt alții care, asemenea sămințelor, că au căzut și între niște spini, ei fac din cuvântul lui Dumnezeu și cu al Dumnezeu prioritatea numărul 2. Își văd de afacerile lor, de plăcerile lor, de grijile lor și cuvântul pierde teren în viața lor, dezinteres și-l abandonează, devine neroditor. Și în final sunt unii ca și pământul cel bun pe care a căzut sămânța și aduc rod în tăcere, fac roadă în răbdare, păstrează într-o inimă bună și fac roadă în răbdare. Contextul este al vestirii Evangheliei. Da? Observați, semănătorul a ieșit să semene sămânța. De aceea, Domnul ne cheamă să fim o lumină pentru Hristos, vestind Evanghelia, pentru că acum, când păcatele sunt acoperite și nu le știe nimeni, sunt oameni care au secretele lor și familii care au secretele lor. Dar unele dintre aceste secrete cu care se duc în mormânt sunt păcate ascunse. Dar Dumnezeu știe orice secret și orice păcat și știe totul despre tine. De aceea, acum noi trebuie, că suntem în lume, să ducem Evanghelia eliberării prin Hristos de orice povară a păcatului. Pentru ca tot ce este ascuns să fie șters, să fie eliberată conștiința și să nu mai fie adus într-o zi la judecată, descoperit în public și să știe tot universul acesta. Și omul să fie pedepsit pentru veșnicii. Dragii mei, aceasta este menirea noastră ca și lumini pentru Hristos, să ducem lumina Evangheliei și se face aici un avertisment. Luați seama, dar la felul cum ascultați. Adică cum? Că celui ce are îi se va da, celui ce n-are îi se va lua și ceea ce îi se pare că are. Foarte ciudat. Adică după ce că am puțin mai bine și ceea ce am, la felul cum ați vrea să spună chestia. La felul cum ascultați. Ce să ascultăm? Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Celui ce are, îi se va da. Celui ce n-are, și ce să aibă? Vedeți, ce poate să aibă omul în contextul acesta? O dorință sinceră de a împlini voia lui Dumnezeu. Când un om vine și ascultă cuvântul mântuirii prin Hristos, cuvântul salvării, omul la care o dorință sinceră, Doamne, vreau ca și în viața mea să vină mântuirea Ta. Vreau să împlinesc voia Ta în ce privește credința, pocăința, botezul, dărnicia, sfințirea. Când omul are această dorință, Dumnezeu îi dă har și îl ajută. Dar când omul nu o are și o tratează așa, cu superficialitate, cu dezinteres, ajunge cu timpul să piardă și acea inițială și puțină și minimă dorință. Și Domnul Iisus, dacă vă uitați în Petrimite, vedem că la Matei 25, la pilda talanților și mai mult la 13 cu 14 și 15, când zice că celui care a avut decât un talan, îl a luat și a zis, dați-l celui ce are 10, pentru că celui ce are îi se va da și celui ce n-are îi se va lua și ceea ce îi se pare că are.
Și clarifică mai bine în 13, Matei 13, unde spune că veți auzi urechile voastre, îl citează pe Isaia Domnului Iisus, și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit, a ajuns tare de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii și să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să întoarcă la Dumnezeu. Ăsta este sensul în care celui ce n-are îi se ia și celui ce are îi se dă. Pe măsură ce omul dorește să facă voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îi dă har și îl ajută. Și asta și în ceea ce privește sfințirea personală, slujirea lui Dumnezeu, dedicarea pentru cauza sa, și în ceea ce privește întoarcerea la Dumnezeu și împăcarea cu El. Și Domnul Iisus atrage atenția, luați seama, pentru că Dumnezeu vrea fapte și voia sa, nu cuvinte și emoții. Pentru că uitați-vă mai jos, mama mea și frații mei, chiar despre asta urmează următorul pasaj, sunt cei ce fac voia Tatălui meu care este cerut, doar cei care zic, Doamne, Doamne, asta nu îi ajută cu nimic. Mulți vor zice în ziua aceea, cuvintele astea, dar Domnule va spune, depărtați-vă de la mine voi toți care ați lucrat fără de lege. Așadar, dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să fim o lumină pentru El, lucrând altora lumina Evangheliei. Și observați că ceea ce vă spun, iubiții Domnului, nu sunt cuvintele mele, ci este aici. Puteți să respingeți, puteți să ratați superficialitate, dar să știți că nu puteți să ignorați fără consecințe cuvântul Domnului. Ceea ce faceți este numai că vă ajut să înțelegeți cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este chemarea lui Hristos pentru fiecare dintre noi. Aceasta este dorința ta pentru noi toți. Și ne uităm acum la ultimul pasaj, pentru că și timpul nostru se apropie de încheiere, din Matei 5, capitolul în care Domnul Iisus vorbește despre faptul că noi suntem chemați să fim lumina lumii și El spune mai înainte chiar și sarea pământului. Vă spuneam că lumina este o metaforă totală. De ce? Vedeți, ea își face lucrarea rapid, aproape instantaneu, cum este aprinsă, cum își face lucrarea. Da? Nu degeaba lumina circulă cu 300.000 de kilometri pe secundă. Vedeți, Domnul ia niște metafore totale și ea își face lumina într-un mod discret. Lumina își face lucrarea discret. Nu-i trebuie tobe și surle ca să își facă lucrarea. Ea și-o face fără niciun fel de zgomot. Uitați-vă, zice, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă, știm și noi asta. Tocmai pentru că Domnul ia ceva care știm foarte bine. Este imposibil ca dacă Domnul a prins în tine lumina, să, în inima ta, să nu se vadă această lumină. Este imposibil. Spune cuvântul. Tot așa de imposibil cum vă duceți în zona Branului și vedeți castelul sau puțin mai jos și vedeți cetatea Râșnopului. Se poate să nu le vezi. Sunt vizibile. O cetate așezată pe o munte nu poate să rămână ascuns. Și spune aici și oamenii, din nou, atenție, același avertisment, n-a prin lumina ca să o pună sub obroc. Dacă nimeni nu face gestul acesta atât de stupid și inutil, cum credem noi că am putea? Și cum poate crede cineva că Dumnezeu aprinde în cineva o lumină ca să o ascundem noi. Este imposibil. Și zice, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Dumnezeu, Tatăl vostru, în ziua cercetării. Vedeți, mea voastră, zice, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor. Că dacă lumina voastră nu luminează, ei nu văd faptele voastre bune. Voi puteți să faceți fapte bune, dar ei nu le văd. Tot așa să lumineze lumina voastră, pentru ca ei să vadă faptele voastre bune. Dumnezeu se așteaptă, zice, să fiți cei din tăi fapte bune. Ori de câte ori avem ocazia să le facem, ele deja sunt pregătite, vedeți, 2:10. Și atunci când lumina noastră luminează, oamenii le văd. Lumina pe care Duhul Sfânt a aprins-o în noi, când într-o viață este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt, lumina aceea face ca faptele acelui om să fie văzute de semenii lui. Și în ziua cercetării, Dumnezeu să pună în viața celor oameni lucrare mântuirii. În ziua cercetării, așa spune Petru, 1 Petru 2,
Zice, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău ca niște păcători de rele, văzând faptele voastre bune, în ziua cercetării Dumnezeu să aducă harul mântuirii pentru ei. Dragii mei, de ce facem noi fapte bune semenilor noștri? În primul rând, pentru că natura noastră este binele de la Dumnezeu, care e bun unul singur, și pentru că simțim această dorință și bucurie. Dar faptele noastre bune, să știți că nu trebuie să aibă, în primul rând, scop binefacerea semenilor noștri. Să le fie oamenilor bine. Noi trebuie să vedem, asta o văd semenii noștri, care sunt umaniști, care sunt budiști și au și ei, sau confucianiști, care au o filozofie și o etică în multe direcții admirabilă. Noi facem faptele bune pentru că simțim și bucuria de a dărui, dar scopul suprem este ca Dumnezeu să fie glorificat. Așa spune aici. Pentru ca să dea slavă lui Dumnezeu, spune Apostolul Petru. Și să slăvească pe Tatăl vostru care este în cer. Vedeți că faptele bune n-au nimic de a face cu creditul propriu. De aceea zice să nu știe stânga ce face dreapta. De aceea nu zice să nu bați toba când faci o milostenie. De aceea zice să nu strângi rudele la masă și ai pe studenți sau pe studenții care n-au ce să... Și așa mai departe. Da? Vedeți? Ca să fie Dumnezeu slăvit. Fie o lumină pentru Iisus prin faptele tale bune. Pentru ca Dumnezeu să ia tot creditul, Dumnezeu să fie onorat. Apostolul Pavel spune în Filipeni 2:15 despre această lumină pe care a aprins-o Domnul în